De-abia aștept foarte curioasă să văd ce probă poate. Dacă eu vă zic că se ascunde... Stai, scuze, pune cerul. Nu, se ascunde cheia și noi să o găsim. Auzi, Constantina, știi cum cred că o să fie proba voastră? O să ascunde cheia undeva din casă. Păi, asta am zis și eu. Care, și voi, uite, vezi cum să-i vorbi. Care o găsește primul? Eu zic că va fi o probă complexă, adică mai multe probe într-o probă. Da. Adică așa ar fi cel mai gen, număr. Pierzi la forță, recuperezi la viteză și tot așa. Nu, dar nu vigore cu viteză, cu forță, cu dintr-astea, că îți dai seama, băi, dădeam un exemplu. Chiar mă, să vă ducă undeva să facă un traseu. Îl bag într-o cameră, beznă totală, fiecare cu o bătă în mână. Când se aprinde lumina care e în picioare. Eu n-am nevoie de bătă, eu pe Constantina de un picior și când dau... Ce ar mai fi, mă, să o câștig? Cum ar fi? Doamne, aș avea emoții la o parcare de aș muri. Eu zic că o câștigă un băiat. Alin sau Rai? Da. Gata. Dau Dumnezeu șanse egale pentru fiecare. Gata. Ia vezi. Mamă, dar mi-ar plăcea mult de tot, mult. Deci nu am chef să lupt. Că n-am de ce. Simt. Doamne, dar ce spirit competitiv ai. Păi nu am. Eu cred că mâine va fi proba. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie. Mă crezi că nu am chef să fac. Mă crezi că nici nu aș participa să mă lupt pentru ce? Cum adică? Tu? Da. Ai mers la acum să continui, Gina? Da, nu prea aș vrea. Nici nu știi de unde sar iepurele. E ultima probă, Gina, e decisivă. Da. Păi, ce ai? Cum mai ales acum? Ar fi cea mai mare prostie să renunț tu acum. Dacă câștigi tu mașina asta, aproape că mi te imaginezi prin oraș așa cum ești un fente, da, cu muzica la masă. Dacă o câștigi pe asta, vreau să-mi iau... Chiar l-am visat și aseară, Doamne, ora roșu din parcat. Nu o fi vreo problemă, vreun traseu ceva. Foarte bine. Cine vă place vouă? Cine pare că nu face traseu? Eu n-am nimic împotrivă, dar să știi să nu fie cu... La voi oricum sunt două șanse. Cu... Dacă nu ești tu, e cu Raymond și tot e... La știi voi. Ce? Și dacă pierzi, n-ai impresia că ai pierdut ceva, că n-ai... nu a fost al tău, știi? Păi da, păi eu ce zic? Și chiar îți egal cu zero. Eu cum am zis, dacă e să o câștigați voi, împărțiți-o voi, că eu n-am venit cu nimic aici, ca să-mi pare rău de ceva. Da, nu știu. Dar nu la asta mă refeream că dacă nu câștigă Raimund, poate o câștigi tu, dacă nu câștigi tu, poate o câștigă Raimund și tot la voi ești. La noi e o singură șansă, la voi sunt două. Dar e după noroc, așa că... Îți dai seama că o să pun o probă care are să nu fie favorabil pentru băieți, știi?